Un tânăr de 28 de ani, pe numele căruia judecătoria Baia Mare a emis mandatul de executare a pedepsei cu închisoare, a fost depistat și trimis după gratii. Tânărul a fost condamnat la un an și 9 luni de închisoare pentru comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe. Un alt mandat a fost pus în aplicare de polițiștii din Sighetul Marmației. Aceștia au încarcerat un bărbat de 47 de ani, condamnat la 2 ani și 6 luni de detenție pentru tentativă de viol. În cursul anului trecut, polițiștii maramureșeni au pus în aplicare 120 de mandate de executare a pedepsei cu închisoarea. Persoanele care și-au pierdut libertatea după ce instanța a emis pe numele lor mandate de executare au fost trimise după gratii.